Doamnelor, domnilor, bună seara și bun găsit la știri, sunt Monica Tăman și vă invit să urmărim titlurile ediției de astăzi. Comuna Bugheat a fost în sărbătoare. Biserica din prislopul Vlădeștilor a împlinit 136 de ani de existență. Voința Vișina s-a impus în derbiul etapei. Moment de bucurie pentru creștinii ortodoxi din satul Prislop, comuna Vlădești, la hramul bisericii, ctitorită în urmă cu 136 de ani. 10 de credincioși au participat la slujbă și preasnic. Alături de preotul paroh Ion Fuscel, a participat la slujbă un sobor format din 9 preoți, fiind un moment de mare bucurie pentru enoriașii bisericii care poartă hramurile Sfânta Treime și nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Pe cârmuitorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și pe viitoare de Hristos oaste, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Pe frații noștri, preoții, rămânahii, rodiacon, diacon, monahi și monahii și pe toți cei din clerul bisericesc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe adormiți într-o fericire, Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române, Mirul Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, să-i pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa. Iubiții mei credincioși, ne aflăm astăzi pentru a 43-a oară la zi de pomenire a onomasticii Sfintei noastre biserici. Pentru că din 136 de ani de existență a bisericii noastre, 4 veacuri și jumătate aproape le-am făcut împreună. Și nu este puțin lucru. Eu aici mi-am dus cei mai 3 sferturi din viața mea, lângă acest oameni minunați, care efectiv, de la vârsta de 20 de ani jumătate, m-au făcut să mă îndrăgostesc de dumnealor. Pentru mărinimia sufletelor dumnealor, pentru sinceritatea și credința lor. Ctitorii lăcașului și preoții care au slujit de-a lungul anilor în această biserică au fost pomeniți în finalul slujbei religioase. Credincioșii au fost poftiți la praznicul acestei zile, care încheie sărbătorile pascale. Sute de oameni la o binecuvântare arhierească la hramul Mănăstirii Trivale din Pitești. Este vorba despre un schit ridicat în secolul al XVII-lea într-o pădure seculară. La eveniment a fost invitat și principele Nicolae, nepotul regelui Mihai. Biserica din Zid de la Pitești este ctitoria mitropolitului Varlam al Țării Românești și a fost ridicată în secolul al XVII-lea. Cu ocazia hramului Sfintei Treimi, obștea monahală și credincioșii au participat la o slujbă oficiată de înalt preasfințitul arhiepiscop Calinic împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Noi să fim solidari românii cu toate valorile românești care sunt unice, sale noastre, date de Dumnezeu, să fim solidari în credință.
în credința noastră cea dreaptă, să fim solidari și să lăsăm și să îmbrățișăm pe toți ceilalți care nu mărturisesc ca noi întocmai. Da, mărturisesc pe Dumnezeu și foarte important asta. La eveniment a fost prezent și principele Nicolae, nepotul regelui Mihai, care s-a rezumat să asiste și nu a vorbit. Pentru activitatea pastoral-misionară, desfășurată în slujba bisericii, starețul mănăstirii Trivale a primit distinția Crucea Basarabă. Și ție, Marie, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Vrednic este. Vrednic este. Vrednic este. Vrednic este. Axios. 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 În preajma anului 1679, mitropolitul Varlam a adunat materiale și a turnat fundația noii biserici a mănăstirii Trivale, Pisania fiind așezată la 10 septembrie 1698, în timpul domniei Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu. După anul 1990, mănăstirea Trivale a reînviat, fiind unul dintre cele mai căutate locuri de pelerinaj din Argeș. Aici se află și o icoană făcătoare de minune a Maicii Domnului, se află și foarte multe moaște și fără hrănire sufletească nu putem să vingem greutățile vieții și hrănindu-ne sufletul reușim să izbândim și bolile. Multă emoție, o zi deosebită, a fost și preasfințitul Calinic cu un speech foarte plăcut, deosebită ziua care rămâne în suflet pentru fiecare. A fost foarte emoționant, având în vedere că a fost prima dată când l-am văzut pe preanaltul și mi-a lăsat o impresie deosebită. Cu siguranță voi mai reveni. Sfânta Treime a lucrat într-un mare fel și m-a adus așa pe neașteptate, ca să zic, și tot a fost minunat. Și Prințul Nicolae, toată atmosfera, tot a fost cum nu mă așteptam. Mă bucur nespus că bunul Dumnezeu îl ține în viață, că e sănătos, că e în mijlocul nostru și de fiecare dată ne mai aduce zâmbetul pe buze, chiar că suntem noi de necăjite ca mame și ca văduve. În primul rând, în rugăciunea mea zilnică și când sunt în biserică, mă rog pentru țara aceasta, pentru cei care au nevoie de sprijin și de ajutor, pentru cei care sunt în biserică, și după aceea mă rog pentru familia mea și mă rog pentru mine ca Dumnezeu să mă întărească, să mă lumineze și să mă îndrepte pe calea credinței, să-mi dea putere să merg mai departe. La seismul din anul 1802, schitul a fost grav avariat, fiind nevoie de o restaurare un an mai târziu. Au urmat alte două cutremure grele în 1829 și 1838, care au afectat biserica. Pentru restaurarea din perioada 1854-1856 a fost aleasă soluția rezidirii din temelii. Derusali, comuna Bughea de Sus, a comemorat 100 de ani de la Marea Unire prin aprinderea flăcării centenarului, dar au sărbătorit și ziua comunei. Pentru bugheni au cântat grupuri vocale și cântăreți de muzică populară. Alături de localnici, primarul a uitat de griji și a încins o horă cănușel. Centrul localității Bughea de Sus a fost locul unde comunitatea a venit să petreacă de ziua comunei. Evenimentul a debutat cu aprinderea flăcării centenarului la Monumentul Eroilor, iar alături de primar s-au aflat reprezentanții Consiliului Județean și oameni politici. O zi deosebită cu de toate, cum vine vorba, și cu ploaie, dar și cu veselie. Cea mai mare satisfacție a mea este că cetățenii au dat curs la această invitație. Sunt într-un număr foarte mare. În același timp mă bucur și le mulțumesc tuturor colegilor primari, colegilor senatori, deputați care au venit, colegilor consilieri, viceprimari, consilieri județeni. Și vreau să vă spun că este o mândrie pentru noi, bughenii, să fie o zi atât de frumoasă, atât de plăcută. Pe scena amenajată în centrul localității au întreținut atmosfera printr-un program artistic copiii școlii din localitate, dar și interpreți de muzică populară, printre care Olguța Berbec, Simona Stoica, Valentin Zamfira și Cristian Bădescu.
De asemenea, grupuri Doruri Mușcelene, formația Adi Udrea Band și formația Popular B au încântat asistența cu melodiile din repertoriu. Iubește Dumnezeu și oricât ar vrea, nu am cum să-mi facă rău toată viața mea. Mă iubește Dumnezeu și oricât ar vrea, nu am cum să-mi facă rău toată viața mea. Cu toate că vremea nu a ținut cu bughenii, aceștia s-au distrat până târziu noapte. O femeie de 101 ani și un bărbat de 103 ani, ambii din Argeș, sunt doi agricultori centenari ai României. Nu este o glumă, este realitate pură. Ei au fost vizitați de ministrul agriculturii, Petre Daia. În orașul Mioveni am găsit repede proprietățile agricole ale lui Constantin Năstase, un bătrân de 103 ani. Omul are peste 10 hectare cultivate cu grâu, porumb, lucernă, dar și pomi fructiferi și pășune. Bărbatul este un fost profesor de matematică, iar când s-a anunțat vizita ministrului, care i-a spus că este unul dintre cei 5 fermieri centenari ai României, a crezut că este vorba despre o glumă. Eram la școală și am primit un telefon sec, sunt Daia, ministrul agriculturii. Vă dați seama că m-am gândit inițial că este o glumă a unui coleg de ziua mea să-mi ureze la mulți ani și să spună și altceva. Însă după aceea detailată informația, a spus că a extras din actele APIA datele și că ar fi 5 persoane fermieri peste 100 de ani și tata ar fi una dintre ele. Nu m-am așteptat, mă așteptam la altcineva, tot la un ministru. Mă așteptam, dar mă gândeam la agricultură și treaba am avut eu cu ministrul agriculturii. Și în sfârșit când am văzut și am dat mâna, ne-am cunoscut, mi-am dat seama că am de-a face cu o persoană, o personalitate deosebită. Așa mi-a făcut impresia de un om chipzuit, un om judecat, un român de altă dată. În comuna Bălilești, autoritățile spun că doamna Rodica Nicolau, la cei 101 ani, este de admirat și este un exemplu. Este unul dintre cei mai în vârstă fermieri din comuna Bălilești, are 101 ani, chiar la 100 de ani și noi ne-am dat seama că trebuie să luăm legătura și am văzut-o la 100 de ani, o vedem și astăzi la 101 ani. Să-i dea Dumnezeu sănătate și viață lungă. Într-adevăr, este fermier, are în jur de 6 hectare jumătate de teren agricol, cu care este înscrisă la APIA, și 75 de hectare de pădure. Mă bucur că ați venit în comuna Bălilești și mă bucur că și domnul, sau primul a fost domnul ministru Daia, care ține aproape de generația dumnealui. Nu e chiar generația dumnealui, dar ca să fii una dintre comunele, puține comune din țară, să ai persoane la 100, peste 100 de ani, mai este ceva la mine cu 103 ani, și am înțeles că la nivel de țară sunt cam 6 fermieri care sunt peste 100 de ani. Și să fim primii 6 în țara românească, înseamnă că e bine și eu să fiu primar în condițiile astea. Femeia nu mai poate munci cele 6 hectare de pământ, dar are pruni, meri și peri, iar familia duce greul activităților agricole. O vizită emoționantă, să zic. I-a adus ceva doamnei? Da, o floare frumoasă, o mușcată, o lădiță cu căpșuni și cu cireșe, de proveniență românească. Deci produse românești. Și v-a trimis și o fotografie. Și ne-a trimis, da, după 2-3 zile, o fotografie, un tablou cu mama și cu dumnealui. Mama e foarte bătrână, ea nu mai are grijă de pom, de asta, de noi ne îngrijim, că și eu sunt bătrân, sunt 71 de ani. Pentru proprietarii centenari de teren din Argeș, înscriși în evidențele APIA, este un nou an agricol.
iar ei spun că recolta le dă mai multe emoții decât anii de viață. Biblioteca Municipală Ion Barbu din Câmpul Lung a găzduit întâlnirea membrilor Cercului de Istorie din Muștel pe luna mai. Profesorul și inginerul Mihai Mărțișor Ciobanu a vorbit despre imaginea poporului român, folosindu-se de genetică în scopul documentării. Membrii Cercului de Istorie Gheorghe Ibrătianu s-au întâlnit la Biblioteca Municipală Ion Barbu din Câmpul Lung pentru a discuta tema propusă pentru această lună. Inginerul și profesorul Mihai Mărțișor Ciobanu a vorbit despre cea mai veche limbă vorbită pe aceste meleaguri și despre primii oameni care au ajuns în zona munților Carpați. Vechimea acestor neamuri, care au viețuit dincolo și dincoace de Carpați, este una considerabilă, iar civilizația creată pe aceste meleaguri este una dintre cele mai strălucite. Aducând argumente atât lingvistice cât și genetice, profesorul Mihai Mărțișor Ciobanu este convins că românii din ziua de astăzi vorbesc una dintre cele mai vechi limbi ale lumii. Spuneam că clanul care a venit aici, Tucume, Ucina Cadiana, Păsare de Vânt sau Radu, era originară dintr-o zonă numită Comana, din munții Antitaurus, din preajma de pe malurile râului numit Sar, pe vremea aceea Seihan în prezent. Sar a fost denumirea lui Osiris la populația din această țară și există și astăzi ca toponim. Această populație, prin excelență și cum spune denumirea uman, cel care pe tine te servește, se ocupau cu aprovizionare. În decursul timpului au aprovizionat și Imperiul Babilonian și cel asirian, în timp, în funcție de evenimente, au trecut la aprovizionarea Imperiului Bizantin, exclusiv cu carne de vită și cu vin roșu pe care îl cultivau și care la ei, în limba cumană, acadiană, se numea Haran. Și la noi ne-au lăsat această denumire, când s-au unit cele două orașe care au fost distincte cu o parte și cu cealaltă Sebeșului. A rezultat Caran Sebeș. Bun. Și asta era activitatea lor de bază. Aprovizionarea. Erau oameni extraordinar de corecți, extraordinar de întreprinzători și mai aveau o caracteristică formidabilă. În momentul când au ajuns aici, o să vă explic de ce, vorbeau acadian. Acadiana era o limbă moartă de la 900 înaintea noastră, iar la 1100-1200 ei încă era noastră, vorbeau acadiana. Întrebarea este de ce? Răspunsul e simplu. Să nu înțeleagă alții ce vorbesc, pentru că limba aia era moartă, tu nu ești ceva de aia. Aducând ca argument în cele afirmate moștenirea genetică și lingvistică, profesorul Mihai Mărțișor Ciobanu adoptă o altă viziune în abordarea atestării vechilor popoare. Dacă de la multe popoare nu ne-au rămas documente sau vestigii, prin detectarea genetică și lingvistică putem stabili originea și vechimea popoarelor. Acest mod de abordare nu este pe placul istoricilor, care rămân limitați la descoperirea vestigiilor și documentelor pentru a stabili un adevăr istoric. O mașină a ars ca o torță la Pitești. Proprietarul a încercat să-i schimbe pompa de benzină, dar din cauza unui cablu electric, combustibilul s-a aprins. Bărbatul, în încercarea de a scoate mașina dintre alte autoturisme, s-a ars la mâini și la picioare. Incidentul a avut loc în cartierul Trivale din Pitești. Mașina era parcată, iar bărbatul, care intenționa să o vândă, a vrut să-i schimbe pompa de benzină. S-a produs însă o scânteie și motorul a luat foc instant. Pentru că mașina era parcată între alte autoturisme, într-o parcare aflată între blocuri și un magazin, proprietarul a apucat să o scoată din viteză și a tras de ea. Flăcările l-au ars însă la mâini și la picioare. Mașina urma să fie pornită prin două fire trase de la o altă mașină, probabil s-a format un scurt circuit la instalația electrică. Un echipaj de la pompieri, ajuns imediat la fața locului, a stins incendiul. Detașamentul de pompieri Pitești a fost solicitat pentru stingerea unui incendiu izbunit la un autoturism. În urma evenimentului a rezultat și o victimă, se pare că proprietarul autoturismului, având arsuri de gradul 2 la membrele inferioare și cele superioare. Mașina care a luat foc a ars în proporție de 50%. Nu este însă singura afectată. Păi, aveam mașina parcată lângă el. Și ați mutat-o acum? Acum am mutat-o, repede, că am dat la un vecin cheile, a venit un vecin să bată la ușa. Vecine, vezi că-ți arde mașina. Proprietarul mașinii arse, un bărbat de 38 de ani, a ajuns la spital cu ambulanța.
el are arsuri la mâini și la picioare. Gruparea dâmbovițeană de Liga a 5-a Voința Vișina s-a impus în derbiul de acasă cu Dinamo Odaia Turcului cu scorul de 5-2. Roșalbaștrii continuă să conducă în clasamentul seriei Vest, la o diferență de 6 puncte față de principala urmăritoare, Spicul Jugureni. Liderul Ligii a 5-a din seria Vest, Dâmbovița Voința Vișina, pare să nu aibă adversar în lupta pentru promovarea în cel de-al patrulea eșalon fotbalistic al țării. Diferența de 6 puncte față de principala urmăritoare, Spicul Jugureni, s-a păstrat și după această rundă. Roșalbaștrii s-au impus fără drept de apel în jocul de acasă cu Dinamo Odaia Turcului cu scorul de 5-2 și continuă să conducă în clasamentul seriei Vest. Ocupanta poziției secunde, Spicul Jugureni, nu a renunțat la luptă și rămâne în coasta liderului după victoria din deplasare 3-2 obținută în fața celor de la Potlogi. Momentul adevărului, atât pentru Voința Vișina, cât și pentru Spicul Jugureni, va avea loc duminică, atunci când cele două formații se vor întâlni pe terenul ultimei echipe în derbiul Marilor Orgolii, considerat a fi șocul etapei cu numărul 26. Rezultatele complete înregistrate în cadrul etapei de duminică din campionatul județean de fotbal Liga a 5-a, Seria Vest, Dâmbovița, cât și clasamentul la zi, sunt următoarele. ASFC Potlogi, AS Spicul Jugureni, 2-3. AS Corbi Mari, ACS Voința Ionești, 2-2. AS Viitorul Burduca, AS Sportul Mogoșani, 2-2. AS Olimpia Picior de Munte, AS Unirea Cobia, 4-3. AS Voința Vișina, AS Dinamo Odaia Turcului, 5-2. AS Viitorul Odobești Ziduri, AS Petrolul Răscăieți, 3-3. AS Viitorul Găiești, AS Olimpia Morteni, 6-2. AS Viitorul Străoști, AS PCM Ungureni, 4-7. Jocurile naționale special olimpice s-au desfășurat cu succes la Târgoviște. Peste 330 de sportivi au sosit aici pentru a susține mai multe probe sportive, precum înot, atletism și basket. Complexul turistic de natație a fost gazda probelor de înot. 50 de delegații din toată țara, ceea ce înseamnă 330 de sportivi și alți 500 de însoțitori, medici și voluntari, s-au aflat la Târgoviște în perioada 25-28 mai pentru a lua parte la Jocurile Naționale Special Olympics. Gazda pentru probele de not a fost Complexul Turistic de Natație Târgoviște. Bazinul olimpic a fost pus la dispoziția oaspeților, care au declarat că au fost primiți cu brațele deschise și au rămas impresionați de condițiile oferite aici, de dotări și în special de bazinul olimpic. Cum vă simțiți la Târgoviște? Minunat, vă mulțumim, beneficiem de niște gazde extraordinare. Toată lumea ne-a primit cu brațele deschise, atât pe noi cât și pe sportivii din toată țara. Ce probe aveți în finale? Avem probe de înot asistat și de înot liber, cât și procedee la înot liber. Ce probe mai sunt la Jocurile Naționale Special Olympic? Cei 330 de sportivi participanți concurează la atletism, la boce, la basket, abilități individuale și la natație. De unde vin sportivii? Sportivii vin din toată țara, cam 50 de delegații avem din toată țara. Felicitări pentru ceremonia impresionantă la momentul deschiderii și pentru cursa Flăcării Speranței. Vă mulțumim frumos! Aceste evenimente se întâmplă de fiecare dată la Jocurile Naționale și sunt cumva, să zic, momentul de maximă audiență și de vizibilitate în care comunitatea locală poate să-i vadă, să-i încurajeze și să-i aplaude pe sportivii noștri. Ce mesaj aveți pentru târgovișteni, pentru dâmbovițeni, pentru cei care iubesc sportul și jocurile Special Olympic?
Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc tuturor voluntarilor, atât locali, cât și de la București și de peste tot, care sunt alături de noi și fără de care noi nu am putea să desfășurăm aceste jocuri, pentru că e o desfășurare foarte mare de forțe. Avem tineri de la școli, din licee, de la facultăți, atât din Târgoviște, cât și din București. De asemenea, comunitatea locală, care, așa cum spuneați și mai devreme, ne-a primit cu brațele deschise și am simțit asta. Vremea care a ținut cu noi și ieri, de fiecare dată, în fiecare an la Jocurile Naționale, la ceremonia de deschidere, iese soarele, deci cineva iubește pe sportivii noștri. Mesajul este să îi încurajeze în continuare, să fie alături de ei, să îi implice cât mai mult în activități sportive, sport de masă în general, dar și de performanță. Competiția de not și premiera sportivilor au avut loc luni 28 mai la Complexul Turistic de Natație. Sportivilor le-au fost oferite consultații și tratamente stomatologice gratuite, precum și evaluări oftalmologice, orele, psihologice, emoționale, de flexibilitate și ale stării generale de sănătate, dar și consiliere pentru un stil de viață sănătos. Jocurile Naționale Special Olympics au fost organizate neîntrerupt în ultimii 15 ani, de fiecare dată în altă zonă a țării, pentru o promovare cât mai bună și pentru a atrage tot mai multe persoane către sport. La fiecare 2 ani alternativ au loc Jocurile Mondiale de vară și Jocurile Mondiale de iarnă. Mâine, în județul Argeș, vremea va fi frumoasă și deosebit de caldă pentru această perioadă. Termometrele vor înregistra valori ce vor varia între 25 și 33 de grade Celsius. În partea de nord a județului, termometrele vor înregistra valori ce vor varia între 26 și 28 de grade Celsius. În partea de sud, vor fi temperaturi de până la 33 de grade Celsius. Și la Pitești va fi cald și frumos, iar termometrele vor înregistra până la 30 de grade. La Câmpul Lung, de asemenea, va fi cald, vor fi până la 25 de grade Celsius. Și în Dâmbovița, vremea va fi frumoasă, cerul mai mult senin, iar termometrele vor înregistra temperaturi ce vor varia între 24 și 33 de grade. În partea de nord a județului, termometrele vor înregistra între 24 și 28 de grade Celsius. În partea de sud, vom avea până la 33 de grade la Corbiman și la Vișina, la Găiști 30 de grade, la Titu 31 de grade Celsius, iar la Târgoviște 30 de grade. La noapte cerul va fi senin, iar termometrele vor înregistra temperaturi ce vor varia între 10 și 13 grade Celsius. Și mâine vom avea parte de o zi însorită, cu temperaturi de până la 25 de grade. De vineri însă, vremea se schimbă. Este posibil să avem parte de ploi scurte de vară, cu tunete și descărcări electrice. Termometrele vor înregistra temperaturi de până la 23 de grade Celsius. Acestea sunt momentan informațiile, ne revedem mâine cu alte date. Doamnelor, domnilor, acestea au fost principalele știri ale zilei. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți alături de noi. Programul continuă cu o nouă ediție a emisiunii Univers Cultural. Vizionare plăcută!